Da, ați văzut, e din anul 40, deci al doilea război mondial, făcut de nemți și folosit de nemți în al doilea război mondial. Da, bun, hai să continuăm, să nu pierdem timp. La un metru de groapa cu cartușul pe care vedeți că am acoperit-o, altă groapă, un alt semnal și nu știu ce poate să fie. Prima dată am crezut că e de un obuz, dar nu e. Ce poate să fie? Spune și voi. Ce poate să fie chestia asta? Se vede că aici e ruptă. Și e plină. Am crezut că e bucale țeavă, dar nu. Ia, spune și voi ce poate să fie. La ce să fi folosit tot la război? De ce să fie rupt în halul ăsta? Se vede că e rupt. Nu-i tăiat, e rupt. Ce poate fi? Nu știu. Uitați-vă. Da, încă o groapă, tot aici în zonă, foarte interesantă. Da. Așa ceva n-am mai găsit până acum. M-am uitat așa la el și ceva curios. E foarte greu, e din plumb. În spate are forma asta. Iar în față e lovit așa, zdrelit, cum zic unii alții, zic belit. Voi spuneți cum vreți, da? Uitați, pe margine are niște urme, cum a fost tras prin pușcă. Ca să vă fac mai de-aproape. Cred că cum a fost ras prin pușcă. Nu știu, așa ceva n-am găsit până acum. Știu că pe vremea lui Ceaușescu ziceau ăștia că vânătorii mai foloseau brenecheu, parcă așa îi spune. Dar niciodată n-am văzut, că nu m-a pasionat vânătoare. Omorirea animalelor nu mi-a căzut bine. Și să fiu un brenecheu din ala. Uita și pe aia. Nu știu. Nu știu ce poate să fie. Și ce a lovit în halul ăsta să se modeleze așa, habar n-am. Nu, bun, hai că nu mai pierdem timp, îl duc acasă și îl spăl. Încă un cartuș, după cum se vede. Cred că e tot din 40, curățimerea și fac poze, să vedem. Și prima sârmă pe ziua de azi, avea semnal dublu, am știut că e cui sau sârmă, dar hai să vă filmez ca să merg să aduc aparatul de acolo, vedeți? A trebuit să-l aduc de la rucsac, dar nu pentru asta, mai mult pentru asta v-am adus aparatul, ca să vă arăt ceva. Ia uitați. Vedeți? Frăguță. Ia, cine a venit aici să mânce frăguțele, o să se sature mai din zona asta. Vedeți frăguța? Ia frăguța, neamule, ia frăguța! Ia frăguța de la sursă, că n-are chimicale în ea. Da, bun, hai să continuăm, nu mai pierdem timpul. Ce am găsit? Așa ceva nu am găsit la noi până acum. Ia, stați! E foarte ușoară, deci nu e plumb. Vă spun sincer că n-aș fi știut ce e dacă nu m-aș uitat la ani de zile la filmulețele detectoriștilor din străinătate, care spun că asta este o doză de aluminiu topită în foc. Deci băieții au băut o bere sau un suc în doză de aluminiu și
a aruncat-o în foc, s-a topit și a ajuns așa. Deci la străini am văzut că ei le înjură, că tot așa un semnal puternic de aluminiu și încolo e o doză topită. Și e primul semnal adânc pe ziua de azi, am săpat destul. Am săpat destul pentru el. Ia să vedem ce-o fi. Ce-o fi asta, băieți, ce-o fi asta? Ia spuneți voi, că eu nu mă pricep. Ce prostie o fi asta? Ați avut două găuri acolo, dar una s-a tocit. Înseamnă că a avut și aici două găuri, dar s-a rupt. Ce poate să fie? Ceva la căruță? Pe care, nu cred că pe care pune piciorul stăruși, altceva trebuie să fie. Nu știu, vă fac niște poze. Care știți, lăsați un coment acolo, da, dacă știți cumva. Și primul glonțișor, glonțul de argint. Glonțul de argint, băi, băieți, ia uitați. Cu asta am pușcat vârcolacii în al doilea război mondial. Al doilea război mondial. Vârcolacii! Da, bun, hai să continuăm. Nu, să vă arăt ce am găsit. Un capac de penicilină, de la sticluță din aceea de făcut injecții. Opa, zboară. E de aluminiu, foarte ușoară. A sunat foarte tare. Am zis că am găsit ceva interesant, dar cele două tuburi de cartuș, glonțul, vârful de glonț, o tablă ciudată. Tabla care v-am mai arătat, adică fierul așa. Cred că a fost rotund, semi-rotund. Asta care zic eu că e de la Brenecheu, o să vi-l spăl acasă. Plumbul de la muschin, de la pistol. Asta o altă bucată de fier. Asta este de la un cartuș care a explodat. Carcasa de la un cartuș explodată. Asta fierul a ciudat, care nu știu ce. Sârmă. 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 Aluminiul a topit. Sârmă. Un cui de potcoavă. Asta nu știu, dar cred că tot cui a fost. Dar am crezut că e de la un trăgaș de pușcă, dar nu, e tot un fel de cui îndoit. Și al cui. Asta l-am găsit într-o oră și jumătate, zice și voi. E slăbuț aici. O să mai merg acum. Lopata. Lopățica, ce să spun? E bunicică, dar e prea mică. N-ai spor cu ea. Așa. M-am cam chinuit cu ea la săpat, că e mică și trebuie să s-o împlâns de mai multe ori în pământ. În fine, asta este. Deci o să mai merg acolo unde mi-au lăsat bagajele, vedeți? Acolo e chestia de piatră. Deci las bagajele mele și lângă e groapa aia. Să văd acolo, eu zic că e un refugiu pentru soldați, un tranșeu, dar să vedem. Hai că înstrâng lucrurile, mănânc ceva și după continuăm. No, am mâncat, m-am odihnit, au trecut 2 ore jumătate, așa că hai să mai căutăm vreo oră și va merg așa. Deci, de acolo de pe dealul ăla, v-am filmat. De acolo, acum o lună v-am filmat, când era vântul ăla. Și am venit aici unde am văzut eu o groapă.
venit aici. Asta am văzut de acolo, piatra asta. Și într-adevăr pare un loc de refugiu unde se ascundeau soldații și vedeau valea. Și acolo, dacă vedeți, e tranșeu. A fost tranșeu. Se vede urma de tranșeu, numai că a fost acoperit. Acum e acoperit. Deci era tranșeu și apăra dealul. Deci pe deal erau niște trăgători sau vreun tun și aici, în tranșeu, erau soldații cu pușcociu. Da, cam asta e. Mai fac aici groapa asta și să vedem ce găsim. Hai să-i dăm bătaie. Da, hai să-i dăm bătaie, băie și fete. Am pornit detectorul. Să vedem. Nimic. Aici e un semnal. Lasă că stau eu în soare. Așa, acum auziți. Deci, în discriminare. Și acum în toate metalele. Aici, ia să vedem ce e. Da, aici, ia să vedem. Ia să ce-o fi aici. Opa! Stai mai detectorul aici, nu te duc în groapă. Aici e cam greu de să pot că e și... Iată! Ia să vedem. Sper că ați văzut. Mai adânc. Mai adânc. Stați că opresc și după aia vă filmez iar. Ia, n-a trebuit să fac groapa mare. Se vede fierul. Ce poate să fie? Ce-o fi asta? O coavă? Să fie o potcoavă? Ce potcoavă interesantă. E, dacă voi știți ce e, spuneți. Seamănă cu o potcoavă. O să duc acasă, o spăl mai bine. Hai că se pot să mai stau. Da, bun, astup groapa și continuăm.